Este luni, este început de săptămână, iar în urmă cu două zile am avut parte de un flash crash. Bitcoinul a scăzut de la 57.000 până la 42.000. Vine bear market-ul sau ce se întâmplă? Pentru că eu tot cânt aici de bear market, dar tot spun că nu vine anul ăsta, însă mulți oameni nu mă cred. Inclusiv pe TikTok, oamenii îmi reproșau că încurajez oamenii să nu își tragă investițiile pentru că nu avem semnale concrete cum că ar veni un bear market. Bună ziua și bun venit în cadrul Grecu Media. Numele meu este Robert Grecu, iar aici îți arăt în fiecare zi cum să faci bani în piața cripto. Așa că dacă ești pasionat de piața cripto, ești pasionat de tehnologia blockchain, vrei să înveți mai multe despre tehnologia blockchain, te rugăm să te abonezi pe unul din canalele noastre ca să fii sigur că nu ratezi nicio știre și nicio informație care te poate ajuta să-ți îmbunătățești, să-ți îmbunătățești portofelul și automat portofelul tău de investiții. Da, precum am spus, am avut parte de un flash crash, s-au extras din piață miliarde de dolari în decurs de doar câteva ore. Bitcoinul s-a dus de la 57.000, a mers mega bearish în jos, piața a fost super, super bearish și s-a dus până în pragul de 42.000. Din perspectiva mea, eu cred că piața criptomonedelor a fost martoră la una dintre cele mai brutale corecții din 2021, piața globală scăzând cu peste 15% în câteva ore. Cele două criptomonede de top din lume, și anume Bitcoin și Ethereum, au scăzut cu aproape 20% în decursul zilei de sâmbătă, iar în aceeași zi de sâmbătă, El Salvador, supranumit și Bit City sau Bitcoin City, cumpără încă 150 de Bitcoin, deoarece Bitcoin a scăzut sub 47.000, iar aceștia ce s-au gândit? Bă, pe când alte țări se bat cu sistemele lor, se bat guvernanții între ei, se bat sistemele politice între ele, se omoară, se înjură la televizor și așa mai departe, can întreg, noi vrem să fim destul de conștienți că tehnologia asta blockchain crește de la zi la zi, adopția tot mai mare și vrem să ne pregătim, cumpărăm niște Bitcoin. Nu știu ce am făcut. Îmi iubesc țara, nu mă înțeles greșit, îmi iubesc oamenii de pe meleagurile acestea, însă cred deopotrivă că ne mișcăm în direcții mai puțin eficiente, deși, subliniez, în România avem mulți oameni calificați pe partea de cripto. Să știți că în România, indiferent de cum arată țara pe alte părți, la nivel de adopție a criptomonedelor, a tehnologiei blockchain, stă destul de bine. Thanks God! Ok? Pe de altă parte, vreau să vă prezint un proiect care, din perspectiva mea, are un potențial de minim 10x. Mie nu-mi place să vin cu 100, cu 1000x. Mai văd videoclipuri pe YouTube, nu am nimic cu videoclipurile respective, însă nu pot să vă spun 150x, 1000x, repede. Da, înțeleg că titlurile trebuie să fie super catchy și așa mai departe, dar în același timp trebuie să rămânem obiectivi, ancorați în realitate și nici să nu le livrăm oamenilor speranțe de șarte. Nu spun că nu există proiecte cu potențial, nu spun că, de pildă, hai să luăm un exemplu, partea de gaming, da, proiectele din gaming care cresc foarte mult de la zi la zi, la săptămână la săptămână, lună la lună, nu au potențial de X-uri multe, eu fiind un împătimit al industriei gaming, doar pe partea de investiții, da? Deci nu stau să-mi pierd vremea și nu mă pe următor, nu cred că mă ajută fața în direcția aia, dar în fine. Și cred că industria gaming crește de la zi la zi, odată cu Metaverse o să vedem industria asta la un totul alt nivel. Deci scalabilitatea e fantastică. Însă eu vreau să fiu puțin mai realist când vorbim de piața cripto, deși am experimentat X-uri fantastice și profituri foarte frumoase și sunt mega recunoscător pentru lucrul ăsta, dar din nou, vreau să rămânem cu picioarele pe pământ, cel puțin aici pe canal. Chiar mi-ar plăcea să mergi în comentarii să îți expui părerea vis-a-vis de acest canal și despre subiectele pe care le abordăm aici. Ne ajută să ne îmbunătățim, să creștem comunitatea într-un mod foarte cerebral, eficient,
Da? Și vreau să mai subliniez că am creat acest canal în scopuri educativ, aici fiind oarecum canalul nostru al tuturor, pentru că împreună călătim comunitatea și cred că putem să ne ajutăm unii pe alții ca să creștem. Ok, revenim la proiectul ăsta care îmi dă târcoale de mai bine de 3 săptămâni și cred că în aproximativ 5 luni de zile avem un ZX real pe acest proiect. Se numește RMRK, în momentul de față este la $58 cu o capitalizare de piață de 550 de milioane, un volum de tranzacționare per 24 de ore de 30 de milioane aproximativ, a scăzut destul de mult în ultimele 24 de ore volumul pe acest proiect, din nou RMRK, dar sunt mega bullish, deci vorbesc strict în dreptul meu, not financial advice, nu dau sfaturi financiare, faceți ce credeți de cuvință, sunt banii voștri, însă eu investesc în proiectul ăsta, deoarece îmi place foarte mult, sunt mega bullish pe el, are un max supply de 10 milioane de token, are un total supply de 10 milioane, deci avem și max supply, da, și în circulație sunt 9,5 milioane de token. Chartul arată super bullish din punctul meu de vedere, cercetați-l și voi, vedeți sau convingeți-vă singuri. Și cred că ar putea face, din nou, dacă nu aș advice, dar cred că ar putea face câteva fixuri pe proiectul ăsta. Da. Cumva cred că repetă scenariul celor de la Iluv sau Iluv, care în urmă cu o lună de zile sau o lună și jumătate au fost listat pe Binance, un proiect care e construit pe rețeaua, pe blockchain-ul celor de la Ethereum. Au și NFT-uri pe pe OpenSea. Și la, în momentul de față acel proiect, îi las și proiectul aici, pe Illuvium, în decurs de aproximativ cred că 7 luni de zile a urcat de la $50-60 până la 1900, a avut all time high și acum undeva la 1450-1550 acolo gravitează prețul și are același supply de 10 milioane. Și cumva Illuvium e un proiect pe partea de gaming care a crescut foarte mult. Dar vă încurajez să vă faceți temele legate de acest proiect, de RMRK și să vedeți dacă merită să faceți o investiție. În momentul de acum piața are o corecție. Și așa cum am spus, nu trebuie să vă speriați pentru că sau să mergeți cu gândul cum că am intrat într-un bear market. Nu este cazul acum, nu avem semnalele acelea. Iar în urmă cu două zile am fost oarecum criticat pentru că încurajam oamenii să nu își retragă investițiile, să nu vândă dacă sunt în pierdere, pentru că o să avem o corecție, nu avem semnale concrete cum că ar veni bear market-ul acum peste noi. Da, a fost un flash crash și a fost un catch the falling knife. Interesați-vă de expresia asta în piața cripto, nu știu dacă ați mai auzit de ea, dar vă spun aici și acum despre expresia asta, catch the falling knife. Iar cred că cumva expresia sau limbajul ăsta din interiorul cripto e o știre mai puțin bună. Ok? Dar cred că poate să fie, să aveți scenariu când acest catch the falling knife să știe o știre bună, când? În momentul în care ne prinde pe picior bun, nu pe picior greșit, scenariul piciorului bun fiind scenariul în care noi avem cel puțin 5% din portofoliul nostru într-un stablecoin și atunci putem să cumpărăm masiv. Dacă aveați 50% din portofoliul vostru în acest flash crash, puteați să faceți în decurs de câteva zile bani frumoși. Eu împreună cu echipa mea am făcut profituri destul de încurajatoare în decurs de 24 de ore. Din unele investiții am ieșit, unele sunt încă acolo pentru că noi credem că o să mai crească, dar din nou fiecare se ia deciziile în dreptul lui pe banii lui. Cel puțin eu ca și investitor sunt undeva la, uneori stau cu 50% din portofoliul meu stocat într-un stablecoin, de exemplu USDT, Tether USDT.
sau cu 40% câteodată, cu 60% câteodată. Cam variabilele astea sunt în dreptul portofoliului meu de investiții. Însă, pentru cei care ați fost prinși pe picior greșit, cu niciun sau cu nicio parte din portofoliul vostru într-un stablecoin, tot ce trebuie să faceți este să așteptați. De ce am crezut că, sau de ce am afirmat că nu am avut niciun semnal de care să ne fi speriat, dat fiind că mulți dintre voi ați crezut că vine bear marketul? Păi, vreau să facem un exercițiu logic de imaginație. Piața scădea, dar volumele creșteau tot mai mult. Volumul de tranzacționare, de pildă luăm cel mai mare exchange, Binance-ul, a ajuns la aproape 60 de miliarde de dolari, cred că așa a ajuns la 60 de miliarde de dolari per 24 de ore. Aproape dublu, ori 2, de volumul lui normal, care gravitează în jurul prețului de 29 de miliarde, 33-34 de miliarde. Și noi am avut, la un moment dat, eram la 55 de miliarde volum. Am avut parte de un volum foarte mare adăugat. Și nu doar pe Binance, toată piața cripto a crescut în volume, dar criptomonedele scădeau. Ceva nu dă cu punct, da? Dădea cu virgulă. Deci nu s-a terminat acolo, nu a venit bear marketul peste noi. Așa că, precum am spus și în două clipuri, mi se pare, anterioare, nu trebuie să ne sperăm, pentru că eu personal cred că nu vine bear marketul anul ăsta. Piața cripto poate să fie la fel de imprevizibilă, așa că nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, dar pe baza studiilor pe care eu mi le fac în parte, împreună cu echipa mea, noi considerăm că nu e cazul unui bear market anul acesta. Poate spre finele lunii ianuarie, mijlocul lunii februarie, s-ar putea să vedem un scenariu de bear market, însă rămâne de văzut. În continuare, aveți grijă de banii voștri, iar pe final vom las un proiect care cred că o să facă multe X-uri, cel puțin 10, tot în următoarele 5 luni, exact ca și MRMRK. Seafund. S-F-U-N-D. Ce trebuie proiectul ăsta? Uitați-vă peste el. Cred că o să vă placă, precum și RMRK, și scrieți în comentarii ce părere aveți despre ce s-a întâmplat în urmă cu două zile, ca să avem o interacțiune, să găsim soluțiile cele mai optime pentru a investi eficient și pentru a păstra această comunitate vie sau cât mai vie și ancorată în același timp în realitate. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la final. Vă doresc un început de săptămână minunat și multe salutări tuturor celor care vă abonați și urmează să vă abonați. Salutări și celor care nu vă abonați și vă uitați. Încă o dată, vă salut cu mult respect și toate cele bune!